Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a semnat miercuri decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române cu rang de secretar de stat. Totodată, Fifor a semnat decizia de împuternicire pentru o perioadă de 6 luni în funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române cu rang de secretar de stat al lui Alexandru Cătălin Ioniță. Ambele decizii au fost luate la propunerea ministrului afacerilor interne Carmen Dan și vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Pe 9 ianuarie, ministrul afacerilor interne Carmen Dan anunța că i-a trimis premierului de la acea vreme, Mihai Tudose, propunerea de schimbare din funcția șefului Inspectoratului General al Poliției Române, Bogdan Despescu. Carmen Dan a propus atunci înlocuirea acestuia cu Cătălin Ioniță. Mihai Tudose a anunțat însă ulterior că Ioniță a refuzat numirea și că el i-a cerut lui Bogdan Despescu să-i prezinte în termen de o săptămână un raport, fără însă a lua o decizie privind demiterea. Bogdan Despescu, șeful demis al Poliției Române, a transmis un mesaj colegilor săi, exprimându-și convingerea că în cazul care a dus la înlăturarea lui de la conducerea instituției, cel privindu-l pe polițistul arestat pentru pedofilie, a acționat corect. Inspectorul șef demis al Poliției Române le-a mulțumit colegilor săi pentru sprijinul acordat, menționând că a fost o perioadă grea, dar frumoasă, cu foarte multe provocări și numeroase cazuri complexe rezolvate.